Это был период, когда стали выдаваться кредиты. Este perioada în care au început să fie acordate credite companiilor afiliate unor persoane, credite unor companii care nu aveau activitate economică reală, credite care în consecință nu au fost întoarse. Această perioadă este numită perioada Gachkevich, anii 2009-2012. Suma creditelor nerambursate însumează mai mult de 100 de milioane de dolari. Există zeci de companii fără activitate economică care au primit milioane de dolari fără ca banii să fie întorși. И у нас есть десятки компаний, которые получали миллионы долларов без реальной экономической деятельности, деньги эти возвращены не были. În a doua etapă a fraudei, băncile implicate în furtul miliardului au început să financeze într-un volum semnificativ companiile afiliate grupului Shore. Acest lucru s-a întâmplat până în noiembrie 2014, atunci când au fost acordate foarte multe credite, care nu erau întoarse sau credite care pur și simplu stingeau creditele precedente. Cea de-a treia etapă la care face o trimitere procurorul general este foarte complexă și s-a desfășurat în câteva zile. Culminația acestei istorie a fost în noiembrie 2014. Punctul culminant al acestei situații a fost în noiembrie 2014, când două bănci au acordat credite în valoare de 13 milioane de lei unor companii care nu aveau activitate economică reală. În această perioadă au fost implicate o serie de instituții de stat, începând cu Banca Națională, care a pregătit planul de susținere a stabilității financiare și l-a prezentat guvernului. Cea de-a patra etapă, care este și finală, presupune urmărirea transferurilor care au fost făcute în contul unor companii din zonele offshore. Alexandru Stoianoglu precizează că scopul principal al anchetei constă în identificarea beneficiarilor finali și a resurselor financiare pierdute de stat. Rodica Cravcenco pentru Accent TV.